Farul Constanța a continuat și în această săptămână programul Învățăm să fim campioni, școala, primul pas spre performanță. Denis Alibec și Jeremy Corinus împreună cu internaționalul de juniori Robert Băceanu și cu Nicoleta Deca de la echipa feminină a Farului au vizitat școala gimnazială numărul 17 Ion Minulescu din municipiu. Chiar m-am simțit foarte bine, mă bucur că am revenit la școală, cum s-ar zice. Sunt fericit că am putut să-i fac și pe ei fericiți și ne bucurăm că suntem aici. Este foarte important să faci sport de performanță, dar fără școală nu poți să ajungi nicăieri, așa că sper să se țină de școală și să meargă și la sport. Băieții au fost dintotdeauna poate susținuți să facă fotbal, la fete nu a fost așa, deși acum a luat amploare. Atunci când eu eram în școala generală, mi s-a pus o etichetă destul de dură pentru faptul că eram în fiecare pauză în uniformă jucând fotbal cu băieții. Copiii au făcut poze cu jucătorii și cu golghetera echipei feminine. Au primit autografe, dar și un tricou înrămat cu autografele componenților liderului Superligii și minci de fotbal semnate de Gheorghe Hagi. Un moment fericit pentru elevii școlii noastre, care învață că și prin sport se pot educa și se pot forma ca oameni, de nădejdea ai societății în care trăiesc și trăim cu toții. Ne bucurăm că alături de noi este un simbol numai al orașului Constanța și al întregului județ Constanța și poate putem extinde pentru întreaga regiune, cel puțin dobrogeană. Săptămâna viitoare, cei mici vor primi 50 de bilete la următorul meci pe teren propriu al Farului cu Universitatea Cluj. În final, elevii au încins o partidă de fotbal cu oaspeții de la Farul. Proiectul Învățăm să fim campioni, școala, primul pas spre performanță a fost lansat săptămâna trecută de Farul împreună cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța.